Printre restricțiile enumerate ieri de președintele României, Klaus Iohannis, intră și 2 săptămâni de vacanță pentru toți elevii din țara noastră. Astfel, toate școlile și grădinițele se vor închide începând de luni, 25 octombrie. Potrivit structurii anului școlar, în perioada 25-31 octombrie ar fi fost vacanță doar pentru elevii din învățământul primar și pentru copiii din grădinițe. În urma discuțiilor de la Cotroceni, s-a decis ca toți elevii să intre în vacanță pentru următoarele 2 săptămâni. Părerile oamenilor sunt împărțite, întrucât această măsură afectează încă o dată învățământul din țara noastră. Părerea mea personală este că și în școli pot să fie riscul destul de mare datorită faptului că și copiii pot să-l ia de la noi, cei care nu ne-am vaccinat, care suntem cei mai în vârstă. Și dacă îl ia de la noi, este clar că îl înmulțesc și ei acolo pe plan local, ajung și la profesor și tot așa se duce mai departe. Cum vi se pare decizia de a intra în vacanță 2 săptămâni la nivel național? E situație cu dublu sens. Pentru învățătură nu e bine, adică pentru partea de învățământ. Dar pentru ca să stopeze oarecum situația asta epidemică care există, cred că este un lucru bun. Este foarte mare riscul că să ne tâmpim, că nu învățăm. Noi avem interes să progresăm, nu să dăm înapoi sau să stăm pe loc. Este o măsură absolut aberantă. Sistemul de învățământ din România a fost grav afectat în al 4-lea val al pandemiei, întrucât mii de elevi, profesori și personal auxiliar au fost infectați cu noul coronavirus. Această pauză de 2 săptămâni ar putea fi benefică pentru siguranța tuturor, însă nu și pentru educație. Ar cam trebui, că știți cum este să înveți online. Eu am și nepoți și asta, și nu învață foarte greu pe online. Dar pentru... Ar trebui să fie fizic la școală, copilul, așa eu. Așa știu, asta sunt mulți care nu pricep, nu sunt multe acasă, sunt mame, sunt părinți care nu sunt prea bine dotați cu ce. Deci pentru învățătură nu ar fi bine? Nu. Dar pentru siguranța lor? Pentru siguranța lor, da. E vorba de sănătate, da, e bine acasă, da. Măsurile anunțate de Klaus Iohannis vor fi impuse cel mai probabil pentru o perioadă de 4 săptămâni și vor fi valabile pentru întreaga țară. Așadar, se va institui carantina de noapte în toată țara, masca de protecție va fi obligatorie în toate spațiile deschise și închise. Restaurantele ar putea face doar livrări într-un astfel de scenariu. La muncă, este posibil ca românii să aibă acces doar pe baza certificatului verde, iar sălile de fitness, cinematografele, teatrele și sălile de joc și de noroc ar putea fi închise.